Astăzi s-a semnat contractul de transformare a terminalului cargo de pe aeroportul din Arad în terminal de pasageri. Valoarea a fost de 8.798.000 plus TVA, valoarea estimată, la care sigur că se adaugă ceea ce am spus înainte, valoarea studiului, dar care a fost plătit deja. Licitația, modalitatea de finanțare este 5% buget propriu, deci bugetul aeroportului, susținut, bineînțeles, de Consiliul Județean, și restul de 95% cofinanțare prin credit furnizorul. Va fi modificată și intrarea actuală, în sensul în care va apărea o altă intrare înspre terminalul de pasageri, că deja putem să-i spunem viitorul terminal pasageri plecări. Terminalul de pasageri sosit va fi cel existent, adică aerogara existentă. Vă știți foarte bine, în momentul în care apare un operator aerian și ai o negociere cu un operator aerian, prima întrebare care ți este adresată se referă la ceea ce poți să oferi. Amenajarea terminalului cargo în terminal de pasageri, mai exact, este vorba de terminal pentru plecări, va dura aproximativ un an de zile. 4 luni sunt prevăzute pentru întocmirea proiectului tehnic și 8 luni pentru execuția propriu-zisă a acestui lucrări. Execuția lucrării a fost câștigată de singura firmă ofertantă, o companie din Brașov. Aceasta va acoperi cea mai mare parte a investiției, urmând ca banii să fie recuperați în termen de 4 ani de la beneficiar, adică de la aeroportul Arădean. Interesul nostru a fost pentru această licitație, în ideea în care avem experiențe, am lucrat pe aeroportul la Baia Mare, Constanța, Tulcea, ceea ce ne-a ajutat ca și experiență să putem participa la această licitație. Cunoaștem necesitatea terminării cât mai rapide acestor lucrări și facem toate posibile demersurile pentru a ne încadra maxim acele 12 luni, dar să fie chiar și mai puține. Reprezentanții aeroportului speră nu doar în atragerea unor alți operatori la Arad, ci și în reluarea negocierilor cu aeroportul din Timișoara pentru un parteneriat în beneficiul întregii regiuni.